Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Astăzi vom reintra într-o lume foarte interesantă, care din păcate este judecată în România cu superficialitate, așa cum noi în România judecăm multe lucruri interesante, repet, la prima vedere, după ureche, fără a aprofunda ceea ce se întâmplă acolo, vom intra în lumea luptătorilor. Pentru că mâine în județul Galați, în municipiul Galați, are loc o gală foarte importantă la nivel de România, o gală care va stabili care sunt cei mai buni luptători la nivel național. Astăzi și pentru că un constanțean se va lupta mâine pentru un astfel de titlu, i-am invitat astăzi pe cel care se va lupta și pe antrenorul său pentru a vă povesti ce se întâmplă mâine, dar cred eu că mai important poate pentru a vă povesti ce se întâmplă în această lume a luptătorilor. Ca atare, îl salut pe multiplul campion mondial și creator de luptători de succes, domnul Daniel Asaftei. Bună ziua, bine v-am găsit, bine ați venit la Tomis TV. Bună ziua și mulțumesc de invitație. Și pe luptătorul de mâine, de fiecare zi, Ștefan Orza, crescut de Daniel Asaftei. Bună ziua și mulțumesc de invitație. Domnule Asaftei, încep cu dumneavoastră, că așa este absolut normal și bănesc că nu te super dacă absolut dau cuvântul domnului profesor. Să vă întreb și să discutăm mai în detaliu despre ce se întâmplă mâine la Galați. Cât de importantă este această gală pentru cei care nu sunt familiarizați neapărat cu competițiile de acest gen. Da. Mâine seara la Galați va avea loc gala Dynamite Fighting Show, o promoție unde este promotor domnul Cătălin Moroșanu, deci este organizat de Cătălin Moroșanu. Ștefan Orza va lupta în finala piramidei de 77 de kilograme. El a mai disputat două meciuri pentru a ajunge în această finală, le-a câștigat ambele meciuri, bineînțeles. Și mâine seara urmează să lupte cu Florin Lambagiu, zis Rambo, care este un produs al clubului Scorpions, de unde este și domnul Cătălin Moroșanu. E o luptă foarte interesantă. Practic, copilului Moroșanu cu copilul vostru. Cu copilul Charles Jim, am putea să spunem. Da. Charles Jim din Constanța. Da. Copilul Constanței, până mai să-i spunem așa. Da. Ați urmărit evoluția lui Ștefan de când chiar? Nu prea înțeleg întrebarea. De când? De la ce vârstă? De la ce vârstă? Cred că de acum aproximativ 10 ani, câți ani aveai atunci, Ștefan? Cam așa, da. Adică 12 ani, acum are 22, da? Da, da. Exact. Deci l-ați luat de... nu era adolescent, era mai mic. Era copil, puteți spune că era copil, la 12 ani era copil. Da. Cum a crescut, cum a evoluat? Ștefan este un copil, acum nu mai este copil, dar de mic, de când l-am văzut, am observat că e foarte conștiincios, talentat, muncitor și ca să ajungi la rezultatele și performanțele pe care le are el, trebuie să ajungi la o formă de obsesie pentru ceea ce faci. Adică el nu se rezumă doar la antrenamentele pe care le facem noi la sală, el în fiecare dimineață aleargă, face program de forță, adică știe foarte bine ce are de făcut, e conștiincios. Pentru că altfel nici n-ai avea cum să ajungi la astfel de rezultate. Gândiți-vă că el în România, de când e sportivul nostru, el este neînvins, nu l-a învins nimeni. Adică de mai bine de 10 ani pe nu l-a bătut nimeni. Ceea ce este o mare performanță. Ce pot să spun, afară de felicitări. Mulțumesc mult. Și sper să nu se întâmplă nici mâine seară. Așa sper și eu, da? Și am încredere foarte mare. Bine că o să fie rezultatul pe care ne-l dorim. Dumneavoastră aveți încredere, bănuiesc că cel puțin la fel de mare cum are el în el. Da? Bineînțeles. Dragă Ștefan, la 12 ani și poate chiar mai... Nu. Reformulez. La 12 ani bănuiesc că ai intrat în sala de sport prima dată sau ai intrat mai devreme? Oarecum, da. 12 ani a fost primul meu contact cu sportul de contact, să zic așa. De ce sport de contact și nu un sport cu mingea, fotbal, de pildă, care se potrivește la băieții? Ei se joacă mai mult cu mingea decât cu lupta. Da, înțeles, da. Pur și simplu asta a fost chemarea mea, așa am simțit. De când eram copil, am simțit o chemare pentru sporturile de contact. Și la 12 ani, cu domnul Daniel Asaftei, domnul antrenor, am început drumul acesta, care ne-a dus în momentul de față, în finala Dynamite Fighting Show. Cât ai fost la școală, te-ai confruntat cu situația de a fi cumva agresat fizic și ai simțit nevoia de a practica sportul pentru a te apăra pe viitor? Nu, din contră. Când am fost la școală și inclusiv în liceu, am încercat mereu să apăr oamenii care erau mai slabi decât mine. Bravo. Și asta a fost un lucru care m-a determinat să fiu puternic.
Acum când știi foarte bine ce poți, da? Și ești la un pas să fii, dacă îi spun că e campion național, e greșit? Dacă va câștiga acest meci, nu e greșit, nu? E și chiar, chiar internațional se poate spune. Promoția este promoția internațională, luptă pentru exact. Din toate, din deci toată lumea. Nu e greșit, da? Nu e greșit, nu e greșit. Deci ești la un pas de a fi cel mai bun în România. Cel mai bun la categoria 77 de kg. Ai tentația asta de a da cu pumnul în exteriorul Nu, sălii? Niciodată. Consider că sportivii sunt cei mai disciplinați, cei mai conștiincioși, mai ales în lupta de stradă, pentru că știu ce efecte poate aduce o luptă și niște lovituri antrenate, exact. Adică nu cred că se pune problema asta. N-am întrebat întâmplător și m-am mutat dumneavoastră numele Asaftei și am început emisiunea cu o paralelă legată de superficialitatea cu care este văzută această categorie de luptător. Și sunt convins că ați auzit mai multe apelative de Smart 2, de bombardier, de, mă rog, mușchiuleț. Se spune în felurite moduri și, din păcate, sunt modalități depreciative la adresa unei categorii care, în opinia mea, merită tot respectul pentru tot ceea ce fac acolo în sală. Cum vă simțiți când știți câtă muncă e acolo pentru a ajunge să te lupți, să câștigi un meci până la urmă și știi că există o categorie care se uită la tine așa și te decalifică, te degradează fără a cunoaște ce se întâmplă acolo efectiv. Da, am înțeles ce vreți să spuneți. Pe mine personal nu mă deranjează. Vă motivează cumva? Nici nu mă motivează, eu nu mă abat oricum de la calea mea, dar este o percepție total greșită pentru că este imposibil să ajungi la anumite performanțe dacă nu ai disciplină și nu nicăieri vezi de linia ta. Adică automat este exclus ca noi să facem parte din acea categorie pe care ați menționat-o dumneavoastră. Spre exemplu, Ștefan Orza lucrează în MEAI, este pompier. Eu la fel. O să-l întreb. La fel lucrez în MEAI, lucrez la Garda de Coastă, adică automat este o antiteză între ce a spus dumneavoastră și serviciile pe care le avem noi. Și rezultatele pe care le-am obținut sunt total în antiteză cu absolut percepția de, nu știu eu, nu e a mea, nu e a mea. Ce ați menționat, nu ce susțineți. Nu e a mea pentru că sunt convins că ați auzit, însă este foarte, foarte important că lăsați să treacă pe lângă voi tipul ăsta de abordare, care evident că nu face cinste în primul rând celui care afirmă sau gândește, dar repet, noi suntem obișnuiți să punem etichete fără să cunoaștem. Însă cred că cel mai sănătos lucru ar fi ca cei care pun etichete să vină într-o zi la sală și să vadă ce se întâmplă acolo, pentru că probabil își vor schimba punctul de vedere. Cel mai bine ar fi să facă așa, dar cei care de obicei fac anumite catalogări atât rămân la nivelul, la nivelul ăla și nu vor să se convingă, sunt niște ignoranți practic. Fiecare cu nivelul lui, unii sunt campion mondial, campion național, alții niște clevetitori. Revenind, cum vă dați seama sau care sunt abilitățile, aptitudinile, calitățile fizice pe care ar trebui să le aibă un tânăr când intră prima dată în sală și care să vă atragă atenție, că poate să facă, să fie profesionist? Da, aici nu e vorba neapărat de niște calități fizice, adică sportivul nu trebuie să fie neapărat născut, pentru că se întâmplă de multe ori să fie un sportiv, un copil talentat, dar care nu e muncitor, nu este serios și se pierde pe traseu. Așa. Deci e mai puțin important ce calități are și cât este talentat, cât este foarte important să muncească foarte mult, să fie conștiincios. Ștefan le are pe amândouă. Este și talentat, este înzestrat și de la natură și este și muncitor și serios. Mai rar să se întâmple, adică mai rar ca și Ștefan, de-aia sunt puțini oameni care au rezultatele lui, dar eu aș axa mai mult pe sportivii care își doresc, care muncesc, care au dorința de a face ceva, nu neapărat care sunt înzestrați de la natură, să zicem, cu dacă talent, ești înzestat, cu atât mai cu bine. Cu atât mai bine, cu atât mai bine, da. Dar dacă nu ești, prin multă muncă, disciplină și ascultare, poți ajunge să obții niște rezultate notabile, da. Dumneavoastră sunteți, aveți multe titluri. Sunteți campion mondial. Da, sunt campion național de Kempo, de Unified, de Jiu-Jitsu, sunt campion balcanic de Jiu-Jitsu, sunt campion mondial de Kempo, sunt locul 4 la mondiale la Unified. Mă rog, sunt niște discipline, sunt niște sporturi de contact, care cumva se aseamănă între ele, dar sunt ramuri diferite. Scoteam în evidență că sunteți un sportiv de performanță, fără doar și poate, și că eu mă gândesc că această performanță a dumneavoastră cumva îi motivează și pe cei care vin la sală. Întrebare, te motivează performanța domnului profesor? Normal, da, este un exemplu pentru noi toți din sală. Este un lider adevărat care ne motivează pe toți și care ajungând la performanța pe care a avut-o, reușește să ne inspire și nouă și știe cu ce se mănâncă acest sport.
Când un om practică și ajunge la o performanță notabilă, poate să ne spună și nouă despre ce este vorba când pășim pe aceeași scenă pe care l-a pășit acum câțiva ani sau acum ceva timp. Cum te, important. Cum te ajută pe tine în viața de zi cu zi sportul pe care îl practici? E un sport până la urmă? Păi, mă ajută, este... Nu mai este un sport, este viața mea, efectiv, face parte din viața mea. Adică, normal. Numai pe asta mă focusez, nu există nimic. Viața mea este egal cu kickbox. Eu nu fac nimic altceva în mare parte, adică nu prea am alte activități în afară de sportul pe care îl practic. Este puțin spus sport pentru mine. Este efectiv, face parte din mine, ajută să facă parte din mine. Cum te simți fără o zi de antrenament? Sau hai două, trei? Nu știu, dacă au ajuns așa multe trei să fie fără antrenament, au ajuns vreodată să fie, nu cred că au fost. Și când era cu mâna ruptă, venea la sală și cu mâna ruptă. Am fost și cu, adică îmi dă o liniște oarecum și mă face să mă simt bine. Pentru mine este o stare de bine, făcând antrenament, făcând sport, este o stare pe care... Exact. Schimbă tonusul. Te disciplinează în viață, îți dă rigurozitate la locul de muncă, de pildă, pentru că spunea domnul profesor că ești pompier, lucrezi la ISU în viața așa de zi cu zi. Te ajută în meseria pe care o faci? Păi toată viața mea a fost disciplinată, de când m-am apucat de sport, de acum 12 ani, am urmat un program și o disciplină. Și urmând acest program, fiind consistent cu acest program, vă dați seama că viața mea este foarte ordonată, nu prea fac nimic... Alandala, să spun așa. Adică totul este planificat. Și când mănânc, când dorm, când mă duc la muncă, când mă antrenez, când mă odihnesc, toate lucrurile sunt făcute cu cap și cum trebuie să fie făcute. La club mergi? Cred că ultima oară am fost, nu știu, acum... 10 ani. Nu 10 ani, nu știu, acum foarte mult timp. Nu e întrebare întâmplătoare, pentru că viața extrasportivă bănuiesc că este esențială în succes, în orice fel de sport. Da, da, da. Dar cred că la un sportiv, la un luptător, este și mai și că se simte imediat. Bănuiesc că nu bei și nu fumezi. Ca să nu. Okay. Asta e exclus. Eu am întrebat pentru că oamenii trebuie să înțeleagă cât de serioasă e treaba. Că nu se joacă nimeni de performanță. Oamenii trebuie să vină la sală să dea 3 la sac și după aia o să vadă cât de serioasă e treaba noi făcând asta 10 de ore, sute de ore. 3 încă e mult. 3 minute încă este mult, da. Foarte mult. Un minut dacă ai rezistat. Câte generații v-ați urcut prin mână până acum? De luptători care au ieșit campioni. Nu știu, nu pot, n-am numărat generații. Totuși sunt antrenez de aproximativ 11 ani, n-aș putea să vorbesc de generații. Generații nu. Dar aș putea să enumer niște sportivi, vă rog, de valoare. Alex Filip, care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Da. Vărul meu, Cătălin Cășaru, care este neînvins în România, este campion național de lupte de Kempo, a fost și a făcut parte și din lotul național de Kempo, este neînvins în 10 meciuri la profesioniști de MMA. Robert Orbocea, la fel luptător campion național de lupte, neînvins în galele de MMA, a deținut la un moment dat centura RXF, când exista un RXF luptător profesioniști. Ștefan Orza, Mădălin Pârvulescu, vărul lui Mădălin Pârvulescu, care este la fel fost campion de lupte libere, este campion național de Kempo, a fost component al lotului național de Kempo, la fel în România neînvins în meciurile de MMA. V-am enumerat câteva exemple. Și mai sunt copii care vin din spate, mai sunt copii care luptă pe la amatori. Care urmează să obțină și rezultate mai... Care este vârsta potrivită pentru un tânăr a să intre într-o sală de lupte? Și acum vom discuta și în ce fel de sală, că sunt foarte multe sporturi de contact. Da. Astfel încât să prindă foarte repede, să crească, să evolueze, dacă este o vârstă limită, minimă și maximă. Eu aici o să vă dau exemplu meu personal. Tatăl meu este fost practicant de lupte libere și m-a dus la sport de pe la 5 ani, cam așa, eram la grădiniță, pe mine personal. Acum depinde și de la copil la copil, pot să spun că e o vârstă la standard, de la vârsta respectivă trebuie să meargă copilul la sport. Nu. Dar eu spun că de la o vârstă cât mai fragedă, pentru că atunci îți dezvoltă niște calități motrice mult mai ușor decât la o vârstă mai înaintată. Adică e mult mai ușor când încep să practici un anumit sport la 6-7 ani, să dezvolți niște calități motrice, e mult mai ușor decât dacă s-ar apuca copilul la 14 ani, să spunem. Toți cei care vin la Sharks Gym, da? Vor să facă performanță sau primiți și... Nu, ca să, nu neapărat. Nu, avem grupe de copii, de care se ocupă special colegul nostru Alex Filip, avem grupe de începători, de avansați, dar vârstele variază, adică avem și copii, și adolescenți, și oameni mai în vârstă. Sunt oameni care practică de plăcere pentru ei, vor să slăbească, să transpire, să facă efort. Și avem grupa de performanță și sportivii care luptă în gale profesioniste și în campionate internaționale, unde automat antrenamentele diferă puțin. Cum e în ring?
Măring e, nu știu, acum e ca acasă. Prima oară a fost... Prima oară cum a fost? Emoții, foarte multe emoții. Trebuie să înveți să te le controlezi. Uh-huh. Este urmă, așa cum am emoții, de fiecare dată am emoții când intru. Când nu ai emoții înseamnă că, nu știu, e o problemă cu tine când nu ai emoții. E adevărat, așa e. Trebuie să înveți să te controlezi, trebuie să fii foarte calm, să fii foarte relaxat. Lumea are impresia că trebuie să fii foarte nervos, să fii foarte... Din cont, trebuie să fii foarte calm, foarte relaxat, foarte conștient de ce se întâmplă acolo, să știi să-ți duci loviturile, energia. Este un sport care implică foarte, foarte multă inteligență. Chiar dacă nu pare și lumea pare că ne batem și e doar atât o simplă bătaie, dar implică foarte multă inteligență. Implică o tactică de meci, implică niște lucruri care sunt, niște detalii care sunt foarte importante și pe care trebuie să știi să le aplici și să le pui în valoare în timpul meciului. Cu alte cuvinte, dacă nu gândești, dacă nu raționezi, degeaba intri în ring. O să fii sac de box. Da? Nu, exact cum a spus și Ștefan, este foarte important să fii calm și sigur pe ceea ce faci. Ești neînvins până acum. Am o singură înfrângere împotriva unui sportiv din Glory, care este, sunt și contractat cu Glory, cea mai puternică promoție din lume. O singură înfrângere în promoția Glory. Oponentul care m-a învins, am ajuns să fim și colegi de antrenament oarecum, pentru că am făcut niște cantonamente și acum este numărul unu în Glory. El, adică, m-a bătut cineva care... E o onoare să-i... Exact, adică văzând că a ajuns pe locul 1, chiar mă simt... Simt doar că am ajuns să fac parte din drumul lui, să zic așa, și cu siguranță peste timp o să ajung și eu tot numărul 1. Înainte de emisiune discutam cu Alex Filip, pe care o să-l și invităm la un moment dat să vină lângă noi. Când să ne întâlnim în emisiune? Și tot vorbeam căutând ziua potrivită și spunea, vezi că avem o zi de cântar și nu e bine. Că e o problemă la cântar. Pentru cineva care nu știe ce e la cântar, se cântărește și la revedere. 5 minute. Da. Restul ai toată ziua la dispoziție. Spuneți-ne și nouă ce înseamnă proba de cântar. Da, vorbim de sporturile de contact unde este foarte important să-ți menții o anumită categorie. Așa. Spre exemplu, Ștefan luptă la 77 de kilograme, da? Dar el, greutatea lui normală, poate fi la 84, 80 acolo, cred că va reuși. În jur de 82, 84, depinde cum foarte mult contează alimentația, ce mănânci, dar în jur de 84 de kilograme. Okay. Deci, automat, el trebuie să slăbească câteva kilograme, ca în ziua cântarului, să aibă fix 77 de kilograme, pentru că altfel nu se mai ține... Cu 78 nu intră? Nu merge, nu. 77? Nu se poate, 77 categorie, el trebuie să aibă 77. Mână că e puțin acolo și e un kilogram, nu contează. Da. Este enorm un kilogram. El va trebui să slăbească, da, câteva kilograme și nu e chiar ușor. Sunt sportivi care slăbesc și mai mult și e un efort în plus, pe lângă antrenamentul pe care îl faci, unde pui un efort foarte mare, trebuie să ai grijă și la kilograme și trebuie să slăbești până în ziua meciului să ai categoria. Și fiecare pas este foarte important. Bineînțeles, de-aia spunea și Ștefan că e foarte important când mănânci, ce mănânci, să te odihnești. Toate fac parte din acest joc, ca să zic așa. Cum vezi meciul de mâine? Meciul de mâine... Ți-e frică? Nu mi-e frică de absolut. Indiferent, n-am fost niciodată frică de niciun adversar. Okay. Emoțiile sunt emoții, frica este cu totul altceva. Am emoții, este normal, este un meci de o calitate foarte bună, o miză foarte mare în joc, dar am muncit foarte mult, sunt sigur pe mine și cred că o să fie în favoarea mea. Adică am o încredere foarte mare că o să fie în favoarea mea. Sportul de contact te ajută să-ți gestionezi mai bine fricile din viață? Absolut. Îți dă mai multă încredere în tine și în cine ești tu. Cu siguranță te ajută să depășești anumite momente. Spuneți-mi, discutam despre Sharks Gym, da? Sala pe care o reprezentați și în care sunteți împreună cu Alex și pregătiți acolo pe bandă rulantă viitorii campioni. Spuneți-ne mai mult despre ce se întâmplă acolo. Da, noi antrenăm atât pe disciplina de kickbox cât și pe MMA. V-am dat niște exemple adineori de luptători mai notabili. Practic, Alex Filip se ocupă de copilaj, de copii, de cei care sunt mai micuți, iar eu mă ocup de adolescenți și de cei mai în vârstă și de grupa de performanță de seniori. Ce e MMA-ul? Eu știu ce e, dar hai să explicăm, care e diferența între kickbox și MMA? Dacă vorbim de arte marțiale mixte, acolo regulamentul este puțin diferit, în sensul că sunt permise și proiectările, adică pe românește trântele. Așa, da? Bun, perfect. Și lupta la sol. Bun. Este un pic mai complex regulamentul. Iar noi le facem pe ambele, și kickbox și MMA. Pentru că eu sunt fost practicant de MMA, a fost component al lotului național de Kempo, primul din Constanța care a fost în lotul național de Kempo și am avut multe evenimente, multe competiții pe regulamente mixte.
Adică unde era permis atât lupta din picioare, cât și cu trânte pe românește și sol. Și atunci am zis că trebuie să fructificăm treaba asta și să mergem pe două ramuri, că oamenii pot să învețe de la noi atât kickbox, cât și MMA. Mai țineți minte primul titlu de campion mondial? Cred că în 2010 sau cum nu știu exact. Cum a fost? Emoțiile? Păi a fost dificil doar ca să ajung acolo, pentru că a trebuit să câștig de foarte multe ori campionatele, la campionatele naționale, să ies campion și de-abia apoi să fiu cooptat în lotul național. Și bineînțeles că și acolo a fost greu, pentru că s-a ținut la Sankt Petersburg, din ce țin eu minte, în Rusia, și rușii sunt cam printre cei mai buni luptători, sunt, din punctul meu de vedere, cei mai buni luptători din lume, în special cecenii din Rusia, zona aia. Okay. Și vă dați seama că eram cumva la ei acasă și a fost destul de dificil. Am avut meciul tar, chiar cu ceceni. Chiar am rămas și eu surprins că am reușit să-mi luptător cecen. Vi s-a întâmplat să vă fure arbitru? Arbitrajul? Nu, pe mine personal nu. Și dacă am avut eu senzația că aș fi putut să câștig, eu am o vorbă, dacă ești pe bune, ești mai bun, nu poate să te fure. Se vede și nu e nimeni. Nu poate să te mai fure nimeni. Pe mine personal nu. Pe mine personal nu m-a furat. Și când am avut senzația că decizia poate n-a fost în favoarea mea, mi-am spus că clar, dacă eram într-adevăr mai bună, n-avea cum să mă fure nimeni. Deci asta oricum e percepția mea. Când ești mai bun, e greu să te fure cineva. Nu e cazul să te întreb de arbitru că ai doar o singură înfrângere, cum ai spus, și aceea totuși e o înfrângere de care ai învățat și e... Foarte mult, m-a schimbat foarte mult și chiar sunt bucuros că am avut parte de o înfrângere, pentru că m-a schimbat foarte mult pe mine, percepția pe care am față de acest sport și m-a motivat foarte, foarte mult să câștig. Am avut o serie de victorii, eram pus pe să spun așa, pentru că am câștigat 20 de meciuri consecutive, 19 meciuri și era oarecum o obișnuință. În momentul în care am pierdut... Câte? 20? Fără... Da, nu, de fapt 19 meciuri, fără înfrângere. Și era devenit oarecum o obișnuință pentru mine și când am pierdut și am vrut înapoi să câștig, să simt din nou victoria, a fost o motivație foarte mare și în continuare este. Și de atunci câte meciuri ai bifat fără înfrângere? Două meciuri, acesta va fi al treilea. Păi, Doamne ajută să fie și după acesta al treilea. Ce urmează? Hai să spunem că se va întâmpla și că va câștiga acest meci Ștefan și că va deveni cel mai bun din România. Ce urmează pentru el? În momentul de față suntem în negocieri, ca să spun așa, cu managerul din Kiowa, Japonia. Un manager care și-l dorește foarte mult pe Ștefan în promoția japoneză, în promoția Kiowa, Japonia. Îi place de el foarte mult ca și luptător și mi-a spus după eveniment să punem la punct anumite detalii și posibil la anul să lupte și Ștefan în Kiowa, Japonia. Indiferent de rezultatul. Indiferent de rezultat. Ce înseamnă această participare internațională pentru un luptător? Este o confirmare a valorii sale? Cum se vede când te cheamă cineva afară? Bineînțeles că este o confirmare a valorii, pentru că și nu numai faptul că ne-au chemat, vor să ne cheme în Kiowa, Japonia. Deja Ștefan v-a spus adineori că a luptat în Glory. Glory, în momentul de față, este cea mai mare promoție din lume de kickbox. Da. Deci el deja oricum și-a dovedit cumva valoarea, în sensul că nu poate să ajungă oricine acolo. Și el este singurul, primul și momentan este singurul constanțean care a ajuns la acest nivel. Plus că urmează și suntem în negocieri cu Kiowa în Japonia, cu atât mai mult confirmă valoarea lui Ștefan. Adică... Ați avut cazuri de elevi de luptători de vârsta lui Ștefan, 22 de ani, da? Da. Care să o ia razna după un anumit număr de victorii, de pildă, să zici că eu sunt cel mai șmecher și să aibă o cădere și să nu-și mai revină după aceea. Eu nu-și putea să spun că au luat o razna, dar au fost situații în care sportivii, vorbeam de talent ceva timp în urmă și de muncă. Talentați care au obținut victorii, au devenit cât pe cât cunoscuți, dar s-au pierdut. Exact cum a spus dumneavoastră, pentru că și-au dat puțin în cap și s-au pierdut. Efectiv, nu au auzit nimeni de ei acum. Sportivi care chiar aveau potențial. Și bănuiesc că nu vă e confortabil să-i vedeți așa. Adică... Păi normal că nu mi-este confortabil, pentru că eu, bineînțeles, că le doresc binele. Nu? De-aia stau atâtea ore cu ei în sală și muncim împreună, practic muncim cot la cot. Eu nu stau cu fluierul în gură și zic fă aia sau fă aia la altă. Adică lucrez cu ei cot la cot și e o muncă. Și făcând treaba asta, automat că eu le doresc binele, nu mă duc acolo ca să... Legătura care stabilește între antrenor și elev e mai profundă decât predarea efectivă a tehnicilor de luptă. Bănuiesc că devine o legătură sufletească. Da, bineînțeles, pentru că, repet, petreci atâtea ore cu sportivul, mergi la evenimente, mergi la competiții.
ajuns să te atașezi ca de un... Sunteți alături de ei și în afara sălii dacă au probleme și vin și vă spun, domnule profesor, am problema asta, asta, am nevoie de ajutor? Cu siguranță, n-a fost cazul până acum să fie, dar dacă s-ar întâmpla ceva, doamne ferește, noi suntem oricum, noi suntem ca o familie, nu suntem doar... Asta ne întâlnim la antrenament și după aia, deci noi practic suntem ca o familie, la evenimente, orice s-ar întâmpla, noi suntem împreună. Noi nu suntem doar la sală colegi de antrenament sau noi efectiv chiar suntem ca o familie. Toți băieții pe care vi-am menționat ceva mai devreme, repet, Ștefan, Alex, vărul meu Cătălin, Părvulescu, Robert și toți care fac parte din echipa, așa zicem. Noi suntem ca o familie, deci nu ne limităm doar la antrenamente și atât. Unde te vezi peste 5-6 ani? Nu știu, peste 5-6 ani, în primul rând, vreau să fiu sănătos, pentru că asta e cea mai importantă, să pot să muncesc. Asta e singura mea dorință și cu siguranță, cu disciplină și cu multă muncă, o să ajung unde îmi doresc. Nu este niciun dubiu, dar prima oară sănătatea e cea mai importantă și vreau să fiu sănătos, să am putere de muncă, să pot să-mi îndeplinesc toate obiectivele. Eu mă văd deja la anul în K1 în Japonia, adică peste 5-6 ani, nu știu, poate campion K1, campion Glory, se pot întâmpla foarte multe. Se schimbă lucrurile de la lună la lună, de exemplu. Nu te vezi făcând altceva? Nu, cu siguranță. Păi asta e ce să, altceva? Nu, altceva nu știu să fac. Asta e viața ta. Da, nu știu să fac altceva. Însă cariera profesională te atrage să ai și drum profesional? Dacă aș putea să fac numai asta, sincer aș face numai asta, fără niciun fel de lucru. Adică, pentru mine, este viața mea, efectiv. Nu mă văd făcând altceva. Nu știu să fac altceva, nici nu vreau să știu să fac altceva. Vreau să fac treaba asta. Asta este pentru mine parte din mine, cum v-am spus și la început. Dacă ești la fel de determinat și în ring, da. Cred că vei veni acasă cu, Doamne, știu, da. cu o victorie. Eu îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vom invita pe cel care este alături de tine și care cred exact. Eu că are un rol foarte important în pregătirea ta și în managementul Sharks Gym, până când vine Alex, că despre el este vorba. Ce se spune înainte de meciuri? Ca să nu... Pum greu se spune înainte de meciuri. Pum greu, da? Pum greu din prima repriză să se închidă cât mai repede sau nu contează, să se închidă și să vii acasă cel mai bun din România, că oricum ești printre cei mai buni din România astăzi. Mulțumesc, da? Felicitări, mult succes, rămâneți pe domnule profesor că vine celălalt profesor. S-a făcut predarea de ștafetă, însă este în sens invers, de la elev către profesor. Îl salut și pe Alex Filip, bine ați revenit, domnule Filip, la Tomis TV, mă bucur să vă revăd. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Aveți emoții pentru Ștefan? Bineînțeles că am emoții, dar din ce motiv îmi doresc foarte mult să câștige, pentru că acest meci este apogeul unui drum lung, pe care l-a început acum foarte mulți ani. L-am văzut crescând alături de noi în sală, a muncit enorm, a trecut prin foarte multe sacrificii, prin foarte multe încercări prin care trece un sportiv de performanță, iar acest meci și o victorie ar fi, din punctul meu de vedere, în momentul acesta apogeul carierei sale, după care îi se vor deschide uși pe care... la care noi am sperat dintotdeauna să se deschidă luptătorilor din sala noastră. Trebuie spus că Ștefan Norza vine din județul Constanța, dintr-un sat din comuna 23 August. Deci cu atât mai mare este performanța pe care a obținut-o. Așa cum spuneați și domnul Filip și domnul Asafte, este el a început de carieră până la urmă? Bine, el a confirmat până acum, dar are tot drumul înainte. Păi putem face o paralelă, eu am început kickboxing-ul la 30 de ani, el are abia 22. Aș vrea să pun punctul pe i aici și meritul acestor performanțe de la clubul nostru, al luptătorilor pe care lumea îi cunoaște, pe care România îi cunoaște, care au reprezentat România în galele internaționale, este al lui Daniel. El, din punctul meu de vedere, este unul dintre cei mai buni antrenori din România. Este o capacitate extraordinară în ceea ce privește antrenoratul. Eu, când făceam karate Kyokushin, știam de performanțele lui în celelalte sporturi de contact. Majoritatea făceam un sport. El făcea performanță la nivel înalt în mai multe sporturi de contact. Și
din experiența lui, la un nivel atât de mare, în momente în care lumea nici nu știa ce înseamnă MMA-ul sau nu știa ce înseamnă să lupți în campionate atât de puternice, el a devenit o forță în ceea ce privește antrenoratul și a creat niște luptători cu care mulți promotori din această țară au făcut gale foarte tari. Pentru că noi am fost puși în situații în care am trebuit să întâlnim campioni mondiali, campioni europeni sau luptători cu foarte multă experiență internațională, iar noi veneam dintr-o sală care la început a fost într-un garaj, apoi a fost într-o sală foarte mică de sport al unui liceu, iar noi eram o mână de oameni care făceam performanță la nivel înalt și luptam cu campioni mondiali. De ce? Pentru că el, prin experiența lui și prin capacitatea lui intelectuală, a reușit și reușește în continuare, după cum se vede, să ne facă, să facem față la acel nivel. Cum faceți asta, domnul Masafte? Care e secretul? Nu aș putea să spun că e un secret. În primul rând, cred că e vorba și de, așa cum a menționat și Alex și Ștefan, în momentul când eu am avut anumite rezultate și am practicat sportul de contact la un nivel destul de înalt, cred că din experiență și din faptul că știu că fără muncă și perseverență nu se poate face performanță, am pus accent pe muncă, pe seriozitate și automat vin și rezultatele. Pentru că dacă vorbim de orice domeniu, când ești perseverent și serios și ajunge la un stadiu de obsesie la un moment dat acel ceva, n-au cum să nu vină rezultate pozitive. Câți elevi aveți acum la Sharks Gym pe care i-a antrenați? Aici trebuie să facem o... Hai să facem distinție. O distinție. Deci, repet, Alex se ocupă în special de grupa de copii, unde are rezultate excepționale copii. De la toate campionatele, absolut toți câștigă, se duce câte 30 de copii, toți victorii pe bandă rulantă. Eu mă ocup și am pus accent în special pe grupele de adolescenți și adulți și pe grupa de performanță de seniori. Adică Ștefan Orza, Mădălin Părăscu și cei care au luptat la garele profesioniste. Acum, dacă vorbim strict de grupa unde antrenez eu, aproximativ 30-40, să zicem. Dacă adunăm și ce are Alex, nu știu, cred că avem undeva la 100 de elevi. Cred, nu știu dacă estimez bine. Și în jur de 100. Unde intră toți acolo? Nu, sunt două. Da. Sunt mulți, este foarte bine și e de lăudat. Spunea domnul Safte, însă mi-a luat vorba. Da. O iau și mai departe. Am văzut că ați fost recent la o competiție și o să vă rog să detaliați cu și să mă corectați, că eu țin din memorie, minte, că au fost 25 de luptători dumneavoastră și 23 au câștigat? Greșesc? Da. Așa e? Da. Felicitări! Mulțumim! Dar cum ați reușit asta? Că e aproape de 100%. Este aceeași rețetă pe care a spus-o și Daniel. Seriozitate? Lucrul acesta nu se întâmplă cu copii care fac acest sport de 6 luni. Bun. Fac antrenamente cu copii de aproximativ 6 ani, 7 ani. Unii dintre ei, într-adevăr, au experiență mai mică, acesta fiind și motivul pentru care la anumite concursuri mai tari, mai puternice, de exemplu când merg în zona Moldovei, unde vin din Republica Moldova, din Ucraina, din Bielorusia, da, acolo duc luptători, copii pe care eu îi consider pregătiți, care au o experiență mai mare. Eu fac un mix din disciplina, seriozitatea și anumite tehnici pe care le-am învățat în Karate Kyokushin, o parte din antrenamentele pe care le-am învățat cu Daniel, pentru că eu am început kickboxing-ul cu Daniel, eu sunt produsul lui 100%. Sunt produsul lui 100%, nu m-a învățat nimeni nimic altceva decât el, iar apoi, bineînțeles, ceea ce am învățat în cantonamentele din Olanda. Iar toate acestea combinate și cu o disciplină de fier, cu cât de cât încercăm să menținem un control asupra învățăturii, adică la sfârșit de semestru, de module, acum sunt module, toți copiii trebuie să aducă carnetele de note, iar cei care au note mici nu-i mai primesc la sală, bineînțeles mai întâi le dau o șansă să-și îndrepte notele, iar în felul acesta le explic că cu cât sunt mai inteligenți, cu atât vor avea performanțe mai mari.
Și în felul acesta reușim să facem performanțe, reușim să mergem la orice concurs din această țară și să facem față cu brio. Vin copii puternici din urmă, ne bucurăm și eu mă bucur foarte mult pentru că l-avem pe Ștefan la o vârstă atât de fragedă, cu performanțe atât de mari. De ce? Pentru că acești copii au nevoie de un model. Este el principalul model sau, se numără printre modelele clubului dumneavoastră? Bineînțeles, atunci când el luptă și apare un afiș cu el, toți copiii de la mine de la sală copiază acel afiș, îl repostează, iar de exemplu acum plecăm la Galați, am undeva la 10 copii care vin cu tot cu părinți, bineînțeles pe cheltuiala lor, vin să-l vadă. Dacă merg se luptă în alte orașe, la fel. De ce? Pentru că eu am învățat că acești copii tot timpul trebuie să aibă pe cineva de care să se lege, să-și dorească să ajungă. Eu am aproape 40 de ani, Dănuț este retras, Cătălin este retras, iau nevoie de un luptător activ pe care încă să-l vadă, să-și dorească să ajungă ca el. Iar eu, bineînțeles, noi avem miercurea, o zi comună, în care invităm și alte săli la sparring, adică să lupte. Bineînțeles, de cele mai multe ori suntem doar noi, ca de fiecare dată, pentru că alte săli... De ce? N-o să fiu modest, pentru că nu se ridică la... Bine, cu așa profesori, bineînțeles până la urmă. În ring, totul este 100%. Nu ai cum la antrenament să faci rabat de la așa ceva. Iar mulți înțeleg chestia asta diferit. În Olanda, sparingul este identic, 100%. Ca la meci, adică. Adică ca la meci. Iar noi, miercurea, eu aduc copiii mei de performanță, îi aduc să lupte cu adolescenții sau chiar seniorii pe care îi antrenează Dănuț. Și să luptă parte în parte ca la meci. Inclusiv eu, iar Dănuț, iar Dan, noi așa îi spunem Dănuț, iar Dan este în continuare antrenorul principal. Iar copiii trebuie să vadă lucrurile astea. Deși eu îi antrenez, atunci când mergem miercurea, el este în continuare antrenorul meu, eu nu comentez, ascult, iar ei atunci îl văd pe Ștefan la antrenament, cât de tare muncește, cum slăbește, iar când vine rândul lor, chiar dacă au 15-16 ani, să facă slăbire sau să tragă mai tare, ei știu că doar acesta este drumul spre succes. De ce? Pentru că au văzut în sală. Dacă eu le spun... Pe ce fac? Vorbesc din amintiri? Da, bun, sigur, nu sunt amintiri din 2000 de ani, sunt amintiri de 2, 3 de un an. Și plus că... Pe 2 decembrie sau pe 5 decembrie s-a făcut un an de când... Căutăm frumos pe YouTube Alex Filip, da? Și găsim și ne uităm la meciurile pe care le-ați disputat. Așa este, dar eu sunt cu picioarele pe pământ și am învățat... pe unde am fost și pe unde m-am antrenat, că este bine să aduci modele pentru copii, modele active, mai ales dacă ai în sală. Le arătați din meciul dumneavoastră elevilor? Le puneți? Nu, uite, am făcut chestia asta. Nu. Spre exemplu, când avem un meci profesionist, studiem adversarul și ne antrenăm în funcție de adversarul. Asta voiam să vă întreb, studiați adversarul înainte de meci? Pe toți? Bineînțeles. Deci știți, nu merge normal. Vorbim de galele profesioniste, pentru că acolo știi din timp cu cine te bați. Dacă vorbim, dacă ne raportăm la treaba asta, cu siguranță. Deci nu merge, bună ziua, am venit și noi să ne luptăm și... Nu, ne pregătim meciul cu 2 luni, 3 luni, depinde de când știm de data meciului. E ca în filme, ca la... Mă rog. Exact, acum e mult mai simplu, pentru că ai internet, găsești meciul. Ce trebuie. De asta sportul de contact este atât de complex, pentru că trebuie să ai o pregătire fizică, psihică, tactică, pentru că adversarul studiezi să vezi ce puncte forte sau ce puncte slabe are, iar în funcție de chestia asta, tu trebuie să-i dezvolți calitățile motrice ale luptătorului tău să-i facă față sau să mai ales în meci, să profiți de moment. Nu te poți duce acolo nepregătit, tu să dai cu picioarele și el să fie bun pe partea de brațe. Vei avea cu siguranță o problemă. Cât de importantă este, a spus și domnul Lasafte, vă întreb și dumneavoastră, această gală la nivel de țară, la nivel de România? Eu voi... Ca să înțeleagă mai bine, pentru că această lume a luptătorilor
nu e neapărat foarte cunoscută și sunt convins că sunt diferențe foarte mari între gale și între manifestări. În momentul de față există chiar o problemă cu lucrul acesta. De ce spun asta? Există o anumită gală, o altă gală în care luptă anumiți influenceri, din care marea majoritatea sunt foști infractori sau actuali infractori sau niște persoane care invită copiii să facă tot felul de lucruri care nu sunt ok, ca să nu mă exprim altfel, și au sute de mii de vizualizări. Iar acei sportivi despre care noi vorbeam au o problemă în a se promova, pentru că nu interesează pe nimeni performanța și principiile morale sănătoase, pentru că în România ce se vinde cel mai bine? Scandalul. Păi înseamnă că n-am început greșit emisiunea cu o anumită abordare a opiniei publice, a unei părți a opiniei publice cu privire la o anumită categorie de luptători, că poate acea categorie este văzută mai, dacă mai vorbim, depreciativ și pentru că vorbim de un om normal. Luptătorii, Alex, ce-am menționat adineauri, nu putem... N-am spus luptători. Am spus o parte, niște influenceri. Care e diferența? Pentru că îl vezi că se luptă în ring, nu? Da. Și? Nu e aceeași treabă? Mă iertați că vă pun întrebarea așa frontal. Dar eu o spun din, ca un profan care se uită. Mă uit la dumneavoastră, vă cunosc, știu cine sunteți, ce faceți. Explic. Și mă uit și la altul. Ștefan a ajuns în această ipostază după o carieră lungă, după o piramidă în care a luptat cu cei mai buni. Da. Au fost la început 8, au fost cei mai buni 8 luptători la categoria 77 de kg din țară. A învins 2, a ajuns în finală. Bun. În partea cealaltă este un anumit băiat, să spunem, care a ieșit din închisoare acum o lună, are o problemă cu altul, accesează platformele online, oricare dintre ele, încep să se amenințe, încep să se înjure, iar acea promoție despre care vorbeam mai înainte le organizează un meci. De ce? Pentru că toată lumea ar vrea să vadă cum se bată ea. Și în felul acesta ajung acei două persoane să lupte. Este o diferență enormă. Să revenim la oile noastre. E pentru bani asta? E pe bani? Foarte e pe mulți bani. Acum am înțeles. Da. Da. Ceea ce voiam să spun despre ce m-ați întrebat despre acest meci. Ștefan, ultimul meci pe care l-a avut în această promoție, a învins un luptător extraordinar de bun, care de asemenea luptă în Glory, a avut 2 sau 3 meciuri, dacă nu mă înșel, în promoția Glory și a avut un meci care putea fi finala. A avut un meci extraordinar, un meci care a ridicat sala în picioare, în a doua repriză l-a făcut knockdown, dacă nu mă înșel, de 2 ori. Nimeni nu se aștepta la o astfel de prestație și părerea mea personală este că cam așa va fi și în finală, pentru că Florin Lambagiu este un, în ghilimele, un protejat al acestei promoții. Eu o să fiu puțin mai incisiv și mi-aș dori ca arbitrajul și decizia să fie corectă, pentru că în viață câștigi și pierzi. Dar asta este. Dar pierzi, trebuie să știi să și pierzi. Trebuie să știi să pierzi și să nu obții victoria cu orice preț, că nu mai e victoria atunci. Ștefan, după ce a suferit prima înfrângere din cariera lui, a avut o schimbare fantastică în ceea ce privește antrenamentele, în ceea ce privește viața de zi cu zi. A avut 2 victorii extraordinar de convingătoare, de spectaculoase și, deși are o vârstă fragedă, după cum spunea și Dan, au început să sune lumea, cum se spune. Să ajungi la 22 de ani, da, eu am luptat în Japonia. Mi-aș dori foarte mult să trăiască această experiență, să ajungă o vedetă. Japonezii tratează luptătorii cu un respect deosebit. Devin niște legende acolo, mai ales luptătorii străini. Deci ei au o problemă cu luptătorii străini. Problemă în sensul cu pozitiv. Glimele, da. Iar la 22 de ani să știi că lupți în finala Dynamite Fighting Show, că anul următor deja vei lupta în Japonia, în renumita promoție K1, iar de ce nu la unde îl văd eu, spuneați, în 5 ani, dacă
îl ajută Dumnezeu și este sănătos și toate lucrurile merg așa cum trebuie, rămâne cu picioarele pe pământ, așa, rămâne să asculte de antrenorul lui, oriunde s-ar duce și oriunde ar face cantonamente și cu orice echipă s-ar antrena, să nu uite că unul singur este antrenorul lui. De ce? Că spuneați mai înainte dacă există o anumită chimie și apropiere. Da. Fără chimie, fără conexiune, nu se poate. Eu aveam meciuri în care de multe ori trebuia doar să aud anumite cuvinte din partea lui Dan. Sau înainte de meci, eu trebuia să fac neapărat palmare cu el, să mă încălzească el, nu altcineva. Sau chiar ajunsesem la un moment dat, că spunea de obsesie, trebuia până să-mi lege el mănușile și nu altcineva. De ce? Pentru că este conexiunea aceasta. Singurul om cu care am putut să mai simt o astfel de conexiune este antrenorul meu din Olanda, care la fel este un om deosebit, dar pentru un luptător este important ca antrenorul cu care el a început să rămână în suflet, în minte, să același antrenor. L-ați certat pe Ștefan când a pierdut meciul despre care vorbea domnul Filip? Nu, n-am avut de ce să-l cert. Așa cum a spus și Ștefan, a fost cumva o înfrângere necesară. Uh-huh. Pentru că după acea înfrângere, cumva a venit și... Nu că nu ar fi cu picioarele pe pământ sau că nu era, dar cum a spus și Ștefan, deja era o obișnuință să câștige mereu și parcă avea nevoie de această înfrângere și n-a pierdut cu oricine, cum a spus și el. Acel luptător cu care a luptat și a pierdut, acum este numărul 1 în celebra promoție Glory. Și el, după acea înfrângere, nu v-a spus, dar vă spun eu, și a jurat că nu o să mai îngenuncheze niciodată și nu o să mai fie numărat niciodată. Deocamdată nu s-a întâmplat, sper să nu se întâmple nici pe viitor. Și văd mai motivat și mai... Nu știu, s-a produs o schimbare, dar în și mai bine. El era bine cum era, dar s-a produs o schimbare în și mai bine de cum era. Și n-am avut niciun motiv să-l cer, sub nicio formă. În carieră ați avut sportivi pe care i-ați pregătit și care s-a întâmplat să piardă, probabil, da? un meci. Cum i-ați motivat să rămână acolo, să nu plece acasă? În primul și în primul rând, nu mă interesează neapărat victoria. Ok, victoria, da. Bineînțeles că asta îmi doresc, toți ne dorim victoria sportivilor noștri. Dar mă interesează și cum o obții, sau dacă pierzi, cum pierzi. Pentru că, vă spun sincer, am avut situații când sportivii mi-au pierdut, dar, spre exemplu, au invocat anumite motive, care eu nu le-am crezut. Mi-e greu să le cred. Dar când sportivul pierde cu capul sus, își muncește meciul, trage de el, e în adevăratul sens un luptător, asta e tot ce contează pentru mine. Le spun și celor care vin din spate. Nu mă interesează să câștigați sau să aveți un adversar mai slab și e evident că atunci o să îl învingeți. Mă interesează să vă luptați cu inimă. Pentru că atât eu sunt mulțumit, cât și publicul, toată lumea care vă vede și vă vede că aveți inimă și aveți suflet de luptător, sunteți de apreciat. Deci pe mine asta mă interesează în special de la sportiv, de la luptători, să se lupte cu inimă. Pentru că, așa cum a spus și Alex, cineva pierde, cineva câștigă. Nu mă deranjează când pierzi, dar să pierzi pe bune. Mă deranjează când un sportiv, poate am încredere în el și îmi dovedește că de fapt n-are inimă de sportiv și poate nu e făcut pentru sportul ăsta și mi-am pus încrederea degeaba în el. Ați folosit formula suflet de luptător și o să vă întreb amândoi, ce înseamnă asta? Eu pot să spun că am descoperit această noțiune. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care m-am apucat de kickboxing, pentru că stilul de karate pe care eu îl practicam era fără lovituri la cap, iar loviturile la cap schimbă total datele problemei. Da. Primul meci pe care l-am avut în promoția Super Combat s-a terminat destul de repede și nu am fost pus în dificultate, dar al doilea meci mi-a demonstrat dacă am sau nu am inimă de luptător. Ulterior am înțeles ce înseamnă. Inimă de luptător înseamnă că atunci când ai o presiune mare pe tine din partea publicului, din partea evenimentului, când ești accidentat, când tu lovești foarte tare și ești convins că se va întâmpla ceva și nu se întâmplă deloc, singura opțiune a ta, dacă ai suflet de luptător, este să continui. Să mergi mai departe. În viață. Deci exact. Să continui, să continui, să continui. Indiferent de rezultat. Dacă tu ai continuat și s-a terminat și ai pierdut, nimeni nu te va blama. Pentru că ai făcut tot ce ai putut. Dar dacă nu ai suflet de luptător și ai
dat tot ce ai avut tot mai bun și vezi că celălalt nu cedează și cedezi tu, atunci înseamnă că nu ai inimă de luptător. Acela poate, adversarul tău nu este atât de talentat ca tine, dar este mai muncitor și are inimă mai mare. El va continua, va ajunge sus, tu acolo te-ai oprit și vei fi campion doar în sală, la sac sau la palmare, pentru că vei fi un fel de Van Damme care, ce frumos, ce artistic lovește la palmare. Dar în ring, exact ce le spunem și copiilor, pe noi nu ne interesează să fiți campioni în sală, să-l bați pe colegul cu tare, pe colegul cu tare. În ring, sigur. Campion ajungi și demonstrezi în ring. Și în viața de zi cu zi. Sufletul de luptător este să nu renunți, indiferent, oriunde exact. Ai fi, oriunde ai fi. Bănuiesc că în orice domeniu, nu neapărat. În orice domeniu. În orice domeniu. Vă întreb amândoi, care a fost cea mai dureroasă înfrângere pe care ați înregistrat-o în carieră și cum v-a motivat înfrângerea asta în viață și în carieră? Eu personal, de aia m-am și oprit din activitatea de performanță. Eu slăbeam foarte mult, m-ați întrebat acum puțin timp mai în urmă, care e treaba cu cântarul, cu slăbirea. Da, da, da. Categoria mea la lotul național de Chimpu era de 70 de kilograme. Eu acolo eram titular, nu m-a învins nimeni la 70 de kilograme, în România mă refer. Și la un moment dat am avut un campionat, două de fapt, mondiale, la FILA. Nu mai intrăm în detalii că durează. FILA, mă rog, eu, Campo e afiliat și la Federația FILA, care înseamnă Federația Internațională de Lupte Asociate, unde sunt și luptele, MMA, grappling, mă rog. Și din cauza faptului că nu mai avem timp de pregătire, la fel cum aveam înainte să încep serviciu, da? MAI, v-am spus unde lucrez, nu mai puteam să fac slăbirile la fel de ușor. Adică eu slăbeam undeva la 10 kg, cam așa, înainte de competiție. Și la competițiile pe care vi le-am menționat, cântarul se făcea în aceeași zi. Adică, spre exemplu, mă cântam la 8 și mă luptam la 10. Și vă dați seama că n-apucam să mă recuperez în 2 ore, 10 kg, n-ai nicio șansă. Și am obținut câteva înfrângeri și mi-am dat seama că timpul nu mai îmi permite să mă antrenez obsesiv așa cum o făceam înainte. Și astfel că a trebuit să renunț la mai participa la competiții, pentru că mi-am zis, dacă tot o fac, să o fac 100% sau să nu mai fac, nu deloc, dar să nu mai particip la competiții. Și cam asta a fost pentru mine cel mai dureros lucru, că nu am mai putut să țin pasul cu nivelul de pregătire pe care îl făceam înainte să... Pentru că timpul nu vă mai permis să faceți. Și nu mai permitea timpul, exact. Și atunci am zis, ori o fac așa cum am făcut-o până acum. Normal, până la urmă. Ori dacă nu, mă apuc de partea cu antrenoratul și predau și altora ceea ce am învățat eu în an de zi. La ce vârstă ați intrat în antrenorat? Păi, cred că era în 2014, să zic, sau cam așa ceva. E. Da. E. Acolo, 2014-2014. E ceva, sunt 9 ani. Cam așa. De fapt, 2013, sfârșit de 2013, undeva pe acolo, să zic. 9-10 ani. Pe acolo, 2013, da. Când în 2014 am luptat eu primul. Așa, 2013, aici. Înseamnă că da. 2013, da. Da. Cred că mi-ați povestit dumneavoastră de... Da. Da. Știm. Da. La mine sunt două situații. Toată lumea ar putea crede că este vorba o singură dată, am suferit un knockout. Dar mi-ați povestit că acolo... Da, dar acolo eu nu pot imputa chestia asta că a fost o înfrângere. De ce? Pentru că am primit o lovitură nepermisă în ceafă. Dacă rămâneam jos, cum fac mulți luptători, bineînțeles, îl descalifica. Nu, în mintea mea a fost că nu, eu n-am cum să renunț, n-am cum să... Iar de obicei, cam în majoritatea cazurilor, după ce ai suferit un knockdown de genul acesta, indiferent că e legal sau ilegal, urmează knockout-ul. Adică orice lovitură conectată la nivelul capului este knockout. Înfrângerea care m-a durut, să spun așa, a fost cu Daniel Stefanovski în Super Combat, pentru că am făcut un meci de zile mari. Am avut o prestație excelentă timp de 2 reprize. Până și el era surprins de ceea ce se întâmplă. Promotorul Eduard Dirimi era foarte încântat de ceea ce se întâmplă. Daniel Stefanovski e un luptător extraordinar. Iar în a treia repriză m-a surprins cu o lovitură din săritură cu genunchiul. Mi-a venit genunchiul undeva în partea asta și pur și simplu m-am trezit jos. M-am ridicat, am încercat să mai continui, m-a prins din nou, iar arbitrul a oprit lupta. Nu am luat knockout, însă mi-a rupt nasul, a trebuit să mă operez atunci.
A fost o înfrângere dureroasă pentru că a muncit foarte mult pentru acel meci. A fost, dacă îl vedeți pe Daniel la pauză, cât de încântat era. Era în colț, nu? Și, bineînțeles, da. Și el și Ionuț Gheorghe, medaliatul nostru olimpic la box. Toată lumea era încântată de prestație, dar bineînțeles s-a terminat. De asta spun, trebuie să știi să și pierzi, pentru că din acea înfrângere, în loc să am o cădere sau să intru în vreo depresie, mi-am dorit să merg mai departe și am continuat. Întrebare pentru amândoi, câte oase rupte aveți? Oase. A fost accident, am ligamentul rupt în crucișat la picior, meniscul rupt, operat. Și din astea, nasul spart, arcada spart. Să punem și urechile, nu vă supărați, dar... Da, sau... Urechile se fac în momentul când lucrezi, se fac în special la luptători, la cei care lucrează pe saltea. Eu am lucrat foarte mult lupta la sol, da. Jiu-jitsu. Și de acolo, de la tăvânea la asta, pe românește, pe saltea, da. Sau... Se vede că... S-au tocit și s-au umflat. Sunt mai speciale. Da. Lucrurile acestea sunt normale. Știi că aveți nasul. Aveți nasul. Ați avut nasul am de vreo 3-4 ori, mai multe. Degete. Lucrurile acestea sunt normale. Nu ai cum. Nu poți intra în apă fără să te uzi. Sunt... Exact și la noi. Nu ai cum să ai o carieră în sportul acesta și să nu ai nimic. Nu există. N-ai cum. Nu, e important de înțeles că nu e o luptă doar așa superficială pe care o vedem noi la televizor, dai 2-3 și dacă cei doi sportivi se întorc în colțurile lor la sfârșit fără ca să cadă unul și bun, sunt bine pe picioare, asta nu înseamnă că nu-i doare ceva. După fiecare meci vă doare, bănuiesc. Există o perioadă de 4-5 zile, cam așa 4-5 zile. Cât doare efectiv la alții, un meci? La alții mai mult în funcție de ce s-a întâmplat în meci, dar toți 4-5 zile trebuie să iei calmante, trebuie să iei antiinflamatorii pentru că te doare tot corpul. Chiar dacă te-ai accidentat doar la un picior, să spunem, nu ai cum să nu te doară și restul. De ce? În meci... În funcție de stilul în care lupți, mănușile sunt foarte mici. La MMA, loviturile se simt și mai tare, dar da, și la kickboxing, mănușile sunt mici. Acele lovituri în cap, apoi la kickboxing, nu ai tibiere. Gândiți-vă, toată lumea s-a lovit în colțul de la pat, în ușă. Da, imaginați-vă atunci când cineva dă cu toată forța în tine și este pregătit. Adică antrenează acele lovituri, sunt lovituri repetate, nu este o lovitură, m-a durut și m-am oprit. Nu, sunt lovituri repetate. Câteodată, de fapt nu câteodată, chiar vorbeam cu Daniel, că nu ești setat, că nu ți se face switch-ul ăla de luptător, te doare și când dai împalmare. Și stăm și ne uităm la altul și doamne, cum ne băteam noi în halul ăla? Acum dacă mă lovesc, mă doare de zici că sunt un copil. De ce? Pentru că luptătorii sunt diferiți. Luptătorii au o mentalitate diferită și nu toată lumea poate face chestia asta. Cine poate face chestia asta? Ce trebuie ca să faci chestia asta? În afară de determinare și de muncă, ce mai trebuie? Eu zic în felul următor, oameni speciali. O definiție mai mult decât oameni speciali pentru că complexă. Oameni speciali pentru că dacă ajungi să cunoști, bineînțeles, sunt și excepții, dar dacă ajungi să cunoști majoritatea luptătorilor, ei de fapt sunt niște oameni speciali. A spus rezumatul acestei emisiuni în două cuvinte, pentru că eu cred că astăzi ați văzut trei oameni speciali și toți cei care intră în ring și care respectă regulile, așa cum a spus mai devreme, și care sunt serioși și văd de treabă, toți sunt oameni speciali. Nu sunt nici Mardoi, nu sunt nici Bombardier, nici Mușchiuleți, nu sunt oameni speciali, oameni care fac din acest sport un mod de viață, greșesc? E viața, e un mod de viață, da? Nu este un mod de viață, este viața noastră. Este viața... Cel mai corect așa, da. Viața noastră. Viața lor. Atât pentru astăzi. Sper că ați înțeles câte ceva din ce înseamnă să fii luptător și din viața unui luptător. Urăm succes lui Ștefan Orza și sperăm ca Ștefan Orza să devină mâine seară campion, cel mai bun luptător al României de aici din Constanța, să ne facă mândri așa cum în fiecare zi ne fac mândri cei doi luptători ai noștri, Alex Filip și Daniela Saftei, căruia le mulțumesc pentru faptul că au fost prezenți.
îi felicit pentru tot ceea ce fac la Sharks Gym, am zis bine, da? Da. Apropo, unde e sala dacă vor să vină să... Sala este HD-ul. Pe strada HD-ul, dar sperăm în curând să avem o surpriză pentru toți constanțenii și să deschidem un centru mai mare, mai încăpător, mai modern, dar vom anunța în curând. Da. Și referitor la ce a spus dumneavoastră, sperăm și ne dorim foarte mult și Ștefan a promis că săptămâna viitoare ne vom întoarce în aceeași formulă, dar Ștefan va avea ceva în fața lui și anume centura DFS, centura de campion. Eu vă doresc același lucru din tot sufletul și când vine Ștefan cu centura, că este aici lângă noi, și când vă deschideți noua sală, când o să fie, anunțați și pe noi. De obicei și am gura aurită, cum poate, se spune. Doamne ajută și poate chiar facem de acolo o emisiune, să arătăm ce se întâmplă la un antrenament și cu cei mici și cu cei mari, să vadă oamenii. Mi-aș dori să faceți și dumneavoastră ca să vedeți ce înseamnă, mai ales când se enervează Daniel și să vedeți cum este. Da. Mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi. Succes celor care vor fi în ring mâine seară. Noi ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, cele rele să se spele, cele bune să se adune. Doamne ajută!